Swifter, Smack, Modo, Geohype, împărțiți 3 pe B, 2 pe A, dacă e să numărești cu jucătorul de Windows și dă în 7 dobară pe Modo. Smoke-ul de top 1 a fost aruncat și se intre tare în short cu primul frag făcut pe jucătorul de Windows. Se pare că este perfect, dar stack-ul de 3 player din B a picat bine. Swifter cu 2 eliminări, 3 cu USP-ul, foarte frumos Swifter. Starkiller se ocupă de Joker și ultimul este și în headshot, dar nu conectează momentan și nu are armură de corp. Este jucătorul care a aruncat grenadele pentru cei de la Doxa și este 1-0 pentru cei de la OneTap. Doxa au cumpărat pistoale cu armură și Dan 7 vine foarte frumos cu un headshot pe Swifter care era acolo sus urcat. Dan 7 din nou pe Deagle. De multe ori l-am lăudat pentru cum joacă cu acest AVP de buzunar și o face din nou aici. Cine a rămas alături de el? Este dedicat de la 27 HP și Dan 7 cu echipierul său care avea full pică. Așadar, 3 playeri pentru OneTap și doar unul pentru cei de la Doxa. Au dat ceva pagubă, oricum cei 2-3 jucători sunt low sub 50, dar nu apucă să facă mai mult. Doxa în schimb, pardon, OneTap în schimb, nu au la Modo un AVP momentan. Geol, elimină pe Joker, dar a fost și el secă la 15. Dar tot semnalul de la coipierii săi și iată un player urcat, este pe scară, urcat acolo și în Dan 7 face verifică și în aici. Deci pe deasupra, se plantează, Modo trece, are cale liberă către jucător de plant, îl vede cam târziu, dar Dan 7 cel puțin este pus la pământ. 3 jucători alții în viață pentru cei de la Doxa. Swifter se ocupă de flash, player în rampă, are AVP-ul și pică simultan cei doi. Human cu și nu rezistă, 4-0. Echipele către un miraj împotriva celor de la OneTap. Joel dobară pe flash, mai are un jucător care trece către Sai. Starkiller s-a ocupat de Dan 7, totuși Inhuman are o reacție bună spre Starkiller. Swifter așteaptă ieșirea la platformă, se trage între timp de către coipierul său spre track. Bomba e încă picată, abia acum vine late game Joker acolo dinspre short. Unde a fost scos de către Smack? Joker acesta ca 47, mai trage unul după el și e ultimul flancat de către Swifter aici. El merge cu o bombă, dar nu are să trăiască prea mult. Swifter îl dobară pe Shin și este scorul de... Este Smack în under, face picul Swifter foarte bine pe Shin, dar flash vine cu headshot-ul cu AVP-ul. Joker între timp va fi față în față cu Smack și oricum a tras și Dan 7 după el. Se trage către Modo, el îl agață pe Joker, a scăpat un jucător în jungle, trebuie să aibă grijă de el. Și altul care vine din poziția de la... Tichete a avansat până în site, e prins de către flash și acum se îndreaptă jucătorii celor de la OneTap până apoi către site, dar surpriză, Dan 7 era în jungle după cum vă spuneam și n-au reușit să reacționeze. Ultimul este Starkiller 1 vs 3, încearcă save-ul, dar intră pe duel Dan 7 cu el și este 6-1 scorul. Prima rundă care vine pe top under, sau de default este aruncat de către Dan 7. Urcă, nevoie să urce Smack, dar are foarte multe grenade către el și jucători care vor pușa. Swifter era cu ținta pe capul adversarului și iată cum se umple acolo circuitul de fraguri de la cei de la OneTap. 4 oameni pică de la Doxa instant. Inhuman este ultimul cu AVP-ul. Smack cu AVP-ul luat caută, găsește bomba și vine Inhuman, dar îl prinde. Iată care este dezavantajul off-angle-ului. Poate aproape jos titrată și a ajuns să se dezvolte foarte mult într-un timp scurt. Pe de cealaltă parte, Infinite, care este Rani, Nio și Taz, playerii polonezi, cu scorul de 2-1, fenomenal, de asemenea cu un comeback pe harta cu numărul 2 ca să forțeze harta a treia. Smack, două fraguri aici cu AVP-ul, Dan 7 cu flash, sunt ultimii doi în viață și unul pușează top mid-ul, celălalt caută om din rampă, flash, mai ia un om din efectivul de jucător de la OneTap, dar aceștia rămân în 4, Modo caută gap-ului, vede imaginea corpului adversarului, Dan 7 priza pixel, flash vine după bombă, vine smoke-ul acolo pentru lower. Modo așteaptă, flash, aruncă grenada, flash-ul nu pică bine, a picat în partea de jos a scărilor și Modo a știut bine că nu trebuie cu echipierii săi. Doxa nu încearcă ceva prea tricky, totuși acolo Swifter prea agresiv, a încercat să coboare jos. Nu, cei de la echipa OneTap aici fac niște greșeli datorită scorului și cred că Starkiller deja îi ceartă puțin. Geohype face picul, dobar pe Inhuman, Dan 7 vine cu refragul, Modo este cu AVP-ul eliminat de către Joker, sau Joker eliminat de către Modo. Același Modo se ocupă și de Dan. Încerce aici săritura, da, îl păcălește pe Modo, flash genial jucat. Rămâne 1 vs 1 și dacă îl scoate și pe Smack, este runda sa, dar se pare că Smack aduce flickshot-ul acolo când trebuie și cum trebuie. 11 câștigate, OneTap au fost câștigate cu 3 oameni rămași în viață. E enorm.
Inhuman îl dobară pe Starkiller. Prin frag acolo pentru operul Toxa, dar apoi vine răspunsul de la Geo. În același timp să-l vadă pe playerul din fața sa, jos, Geo, atent, iată, îl vede pe adversar. Trage odată ce vede o bucată bună din numărul lui Shin. Smack cu AWP-ul de asemenea, scoate pe Joker. Swipter vine cu aproape singurul, da, și singurul M4 rămas pe masă pentru cei de la One Tap și Flash. E pe cutie, dacă nu greșesc. Da, e pe cutie la default sau la file de la Ninja. Și e opus la pământ, dar Modo intervine. 12 la 1. Meci de joc. Începe la 14 Starkiller agresiv în mid. Iată cum face 3 fraguri. Pardon, era Swifter care l-a ajutat cu unul dintre cele 3 minări. Și Swifter încheie cu al doilea frag și el 13 la 1 aici. Doboară Modo pe Shin. Frumos venit acolo. Vine pop flash-ul de la Joker care câștigă această grupă națională. O individuală și suma de $3000. Fraguri singulare aici, individuale pentru cei bine, mai bine Dan 7 care se află acum la scară, la bancă, mă scuzați, urcă acolo scările către conector. Este doborât de către Geo și este 14 la 1. Avem o scurtă. Trage acolo Smack cu flash, face fracul cu numărul 2, Smack foarte agresiv acolo dinspre palat, vine, îi va ajuta foarte mult la round difference victoria aceasta pe cei de la One Tap Lucky să câștige în acest fel. Swifter și el, două eliminări, double S-ul celor de la One Tap în acest moment. Bine, e triple S-ul dacă e să-l numărăm și pe Starkiller, dar el nu este full player. Smack face al treilea frac, Starkiller ia bomba. Vin playerii de la One Tap la înaintare. Smoke-ul de top până are un gap. Dacă era cineva urcat în bancă, se putea să fie scos din joc. Flash vine cu Deagle din apropiere, dar nu trăiește prea mult timp. Swifter încearcă să tragă la perfecție după Inhuman, respectiv după următorul player care vine la picul secundar și în pus la pământ. Astfel doar Joker cu Dan sunt în viață, dar iată-l aici pe Dan în continuare. Cred că Dan 7 și-a făcut undeva la 70-80% din fraguri cu un Deagle. Și acesta rămâne într-o situație cu Joker în care, pe care o poți să o scoată, dar iată-l pe Swifter venind din window, eliminare pe Dan, Joker, 1H pe care trebuia să nu facă, trebuia să fie acolo, iată că îl prindea pe Swifter în acest caz, îl dobară Joker și câștigă runda aici pentru cei. Doare Inhuman pe modul Dan 7, Inhuman double kill, triple kill pentru Inhuman acum Swifter. Scoate și el pe Inhuman și da, văd că până la urmă totul este Joker care face picul acolo. Joker, două fraguri, iată, Swifter este cel care face răspunsul. Trei jucători de la One Tap sunt lângă rampă. Vine acolo Joe să-i ajute, cred că face picul Dan 7, dar nu a reușit să tragă prea bine. Cred că era și aim punch pentru el. Inhuman a cumpărat AWP-ul fără armură și încearcă să mixeze foarte mult pe arma sa principală. Swifter totuși îl prinde pe acesta. Trei jucători în mijlocul site-ului de la cei de la echipa One Tap chiar acum. Trage prin smoke, în stânga, în colț. Se află acolo și în Swifter. Double kill-ul acolo pe final. Ace-ul pentru Swifter per total și încheie în mare stil acest best of one.